ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Parcă n-ați mâncat, mă! De această dată vă salutăm din Trifești cu o surpriză frumoasă pentru domnul Neculai, care astăzi este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea nepoțeilor, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să-i urăm la mulți ani! Bună ziua! Căutăm un sărbătorit, domnul Neculai, la mulți ani, vă spunem! Mulțumim! Surprize la domiciliu! Noi oferim emoții! Știm că astăzi sunteți sărbătorit, iar noi venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea celor care vă iubesc atât de mult. Mulțumim. Și asta vă întreb dumneavoastră, dacă v-a bănuit cineva a făcut această surpriză? Băieți! Ia, noi avem și un indiciu pentru dumneavoastră. Chiar dacă dumneavoastră sunteți sărbătorit, surpriza este și pentru doamna Veronica. Da? Așa. Ia să vedem. Pentru doamna Veronica, mulțumim. Cei mai buni bunici. Mulțumim. Pentru dumneavoastră. Mulțumim și să trăiți, Sonica. Mă ajutați dumneavoastră cu florile și alte și cântăm și la mulți ani, sigur. Acum. Stați. Așa. Pentru dumneavoastră. O ținem așa. La mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Așa, stați un pic așa. Cine să trăiască, familia lungă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani vă spunem, domnul Neculai, să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și un mesaj de transmis, în urma căruia cu siguranță aflăm din partea cu mine această surpriză. Hai mai bă, văzcă! Ionut, dai tu! Eu ce-am făcut? Așa, iar mesajul nostru spune așa. Bunicii, ființe magice, ființe prețioase, care mângâie inima și îmi liniștesc sufletul. Vă suntem alături și vă vom fi mereu. Vă iubim și vă prețuim. Suntem norocoși că vă avem alături. Ne-ați crescut frumos și ne-ați dat cea mai aleasă educație. Dragii noștri bunici, vrem să vă spunem încă o dată că vă iubim enorm. Voi sunteți modelul nostru în viață. Voi ne sprijiniți mereu și ne iubiți necondiționat. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături mereu. Vă suntem alături, dragii noștri, și vă scrim cu toată dragostea și stima acest mesaj, în care vrem să vă mulțumim pentru bunătatea voastră și să vă spunem încă o dată că vă iubim mult. Iar ție, tata, îți spunem la mulți ani astăzi, cu toată dragostea din partea nepoțeilor și a copiilor dumneavoastră, din partea întregii familii. Mulțumim și la mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce dorit, zile senine și fericite, la mulți ani să trăiești, la mulți ani să trăiești, vă fie viața numai lumină, ca lumină să dăinuiești, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiești, la mulți ani să trăiți. Și acum, dacă ați avea și dumneavoastră, să le spuneți ceva copiilor, nepoțeilor. Multă sănătate,
familia. A, mai mult ca atâta și mai trebuie. Să știți că noi mai avem și o melodie pregătită din partea dumnealor, care doresc să o ascultăm împreună. Frumos! Dacă nu jucați, ia-mi pe mama! Da, tata cu mama! Un copil de suflet poartă, lângă mamă, lângă tată, două chipuri ca scritură a bunicilor pătură. Un copil de suflet poartă, lângă mamă, lângă tată, două chipuri ca scritură a bunicilor pătură. Bunica mă aștepta, tot ce bun îmi pregăteam, seara dormeam pirta și cu mine se ruga măi. Bunica mă aștepta, tot ce bun îmi pregăteam, seara dormeam pirta și cu mine se ruga măi. La mulți ani vă spunem, toți sănătoși, să vă bucurați de nepoții dumneavoastră. Și să dea Dumnezeu la toată lumea. Și să-i aveți mereu aproape de dumneavoastră. Că noi toți. Foarte frumos ați vorbit, foarte frumos ați felicitat. Trăiți!